Salutare toată lumea, eu sunt Vlad, iar astăzi vom face un nou episod din serie Excursii cu Vlad. De această dată ne aflăm în comuna Nucet, județul Dâmbovița, și vom vizita mănăstirea Nucet, singura mănăstire a Târgoviștei medievale, situată la sud de orașul Târgoviște. Este a doua cea mai importantă mănăstire din județul Dâmbovița, după mănăstirea Dealul, de unde am și un videoclip, puteți să-l căutați, merită văzut. Numele de Nucet vine de la pădurea de nuci care se afla în zonă. Haideți să vizităm! La intrare în mănăstire avem o poartă în stil maramureșan. Să îmbinăm credința tradițională și majoritară a României, cea creștin-ortodoxă, cu tradițiile patriei noastre, tradițiile românești. Am intrat și în curtea mănăstirii, e foarte frumoasă și curtea ei, o să vă arăt în curând. O pictură cu mănăstirea Nucet și câteva ruine ale vechilor chilii. Deși este o mănăstire de țară, la această mănăstire se află și un muzeu, puteți să-l vizitați când veți veni. Un monument istoric, o poartă și ruinele fostelor chilii. Este o mănăstire veche, v-am zis, din perioada medievală. Și acolo avem chiliile noi, este o mănăstire ortodoxă de maici. De prin curtea mănăstirii, o curte foarte frumoasă, foarte bine îngrijită. Tot de prin curtea mănăstirii, o fântână, alte chilii, acolo este și un paraclist. Și o zonă cu lalele galbene. Înainte de intrarea în mănăstire, să vă spun și un scurt istoric. Mănăstirea este o ctitorie a jupanului Gherghina Pârcălab și a soției sale Neaga. Mănăstirea are foarte multe elemente specifice stilului brâncovenesc. Mult timp mănăstirea a fost populată de către călugării greci, dar după secularizarea averii mănăstirești în perioada domnitorului Alexandru Ioan Cuza, aceștia au plecat și în locul lor au venit călugări români, care au stat aici până la cutremurul din 1940, când mănăstirea a fost distrusă. De atunci mănăstirea a rămas o simplă biserică de mir până în anul 1994, când mănăstirea a fost redeschisă. De această dată a devenit mănăstire de maici, tot mănăstire de maici este și în prezent. Doamne ajută, acolo avem turnul Clopotniță și vom intra și noi în mănăstire.
În acest loc avem ruinele casei egumenistică. Se simte încă aspectul medieval, aspectul de arhitectură brâncovenească. Mănăstirea a avut și rol de apărare. Vom face acum și o mică plimbare către Fântâna de Leac. Haideți cu mine! Continuăm traseul spre Fântâna de Leac. Avem o alee. Vom continua drumul spre Fântâna de Leac prin pădure să ne și oxigenăm după ce ne-am odihnit spiritual prin rugăciune și să avem și ceva în plus pe lângă mănăstire. După o scurtă plimbare ușoară prin pădure, ajungem și la Fântâna de Leac. Fântâna a fost ridicată prin grija înalpreasfințitului mitropolit Nifon, arhiepiscopul Târgoviștei. Aceasta este fântâna într-un foișor și avem și foarte multe icoane în acest loc. De izvorul tămăduirii, în acest loc se sfințește apa, puteți veni. E sărbătoare mare aici, la mănăstire, la Nucet. Icoanele să vi le arăt și vouă. Bun, aceasta a fost filmarea mea la mănăstirea Nucet. Am făcut și o mică plimbare prin pădure către Fântâna de Leac. Sper că v-a plăcut. Mie personal mi-a plăcut foarte mult, chiar mai mult decât mănăstirile vizitate anterior de aici din zonă, Dealul Viforâta. Foarte frumoasă, este o mănăstire mirifică, nu o simplă mănăstire de țară, cum poate ați crede unii dintre voi. Ideea să filmez în acest loc îi aparține bunului meu prieten Teodor. Dacă locuiți în zonă București, Târgoviște și alte sate, orașe din zonă, puteți să faceți o excursie de o zi. Dacă stați mai departe, puteți să vă cazați în Târgoviște. În zonă se mai pot vizita Curtea Domnească Târgoviște, Mănăstirea Viforâta, Mănăstirea Dealul. Nu uitați de sugestii pentru videoclipurile următoare. Eu am fost Vlad, Doamne ajută, la revedere!